That's my number. No, this is here. Thank you so much for being here today. We call this press conference in the short term because we had a vote today in the PEC committee on a report after the fact-finding mission that took place in Germany last year. This fact-finding mission report in Germany was started after we received in PEC committee multiple petitions from many families, from many mothers whose kids were taken away by Jugendamt. Without going into the report, I was not part of the mission, but I have my colleague here, Osman Zlotowski from Holland, who was part of the mission. And I would like to give you the floor to explain a little bit what happened during this mission. We have with us here two of the mothers who was referenced in the petition that was filed with the PEC team, and the reason why we have this fact-finding mission in Germany. They will present you their side of the story, and I will have some comments at the end. Cosma, you have the floor. Well, I am a member of the PEC committee, and I know that the great part of petitions which are coming to the PEC committee are concerning the Jugendamt in Germany. The treaty of the children and of the marriages, the German part and the part not from Germany, is always by side of the German side. And we had so many petitions. We went to Germany to see the place how the things are, and we could notice that the people in Germany, the authorities, the judges, and the people from Jugendamt, they didn't know anything about those concrete petitions. Quite concrete cases. So they wanted to show us the picture of the institution, of the courts in Germany, and everything was okay. But there was no answer to the question in concrete case. So this, in my opinion, it was a false mission of the European Parliament or the PEC committee, generally. Thank you so much, Cosma. I would like to give the floor now to Anna Weber, which is one of the mothers whose child was pretty much abducted by Jugendamt. She has a heartbreaking story and experience that she would like to tell us. And the reason why we have this press conference and the reason why we have these two out of the many mothers who were victims and who are victims of this abusive German institution is because at least today, before this vote on the fact-finding mission report on Jugendamt in Germany, I requested on their behalf from the chair of the PEC committee to allow at least one of them, because there are many, few others in the room here, but at least one of them to address the PEC committee before the vote, and the request was denied. So I would like to give the floor now to Anna, where she can share with us her story. Anna? Mein Name ist Anna Weber. Ich spreche im Namen aller Familien und aller Kinder in Deutschland, dass das Schicksal meiner Tochter kein Einzelfall ist. Meine kleine Tochter Amelia wurde unter falscher Verdächtigung durch die Ärzte der Uniklinik Düsseldorf und die Jugendämter Düsseldorf und Gelsenkirchen mit 2 Jahren am 17.03.2021 in Obhut genommen.
Ich ging mit einem kranken kleinen Mädchen in die Uniklinik Düsseldorf und ging ohne meine kleine Tochter Amelia an meinem 37. Geburtstag raus. Sie wurde mitgenommen, ohne Jäckchen, Mützchen, Söckchen und Schüchen bei winterlichen Temperaturen. Weder die Ärzte noch das Jugendämter haben mich darüber informiert, dass ich angezeigt worden bin, indem die Ärzte verschwiegen, dass meine kleine Tochter Amelia Corona und Krankenhausqualm positiv gewesen ist, dass die Tagesmutter einen Teebeutel in die Windel gelegt hatte zur Behandlung ihrer Windeldermatitis. Dieser Teebeutel war vermutlich zu heiß und der Krankenhauskeim äußerte sich wie eine Verbrennung im Intimbereich. Bereits vorher wurde ich durch das Jugendamt Gelsenkirchen, den Verfahrensbeistand und das Amtsgericht Gelsenkirchen bezichtigt, meine kleine Tochter manipuliert zu haben, da sie sich weigerte, den Vater zu treffen, was das Amtsgericht Gelsenkirchen angeordnet hatte, da wir körperliche und seelische Misshandlungen durch den Vater erlebt hatten. Auch wurde mir unterstellt, den Urin meiner kleinen Tochter manipuliert zu haben, nachdem sie mit einem THC im Urin nach einem Umgang mit dem Vater nach Hause gekommen ist. Vermutlich wollte er so die kleine Tochter mit 2 Jahren gefügig machen. Obwohl die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen mich eingestellt hatte und gegen den Vater nie eingeleitet hatte, bekam der psychiatrisch kranke Vater pro forma das Sorgerecht am 19.08.2021 durch das Amtsgericht Gelsenkirchen übertragen und durch das Oberlandesgericht Hamm am 24.11.22 bestätigt. Meine kleine Tochter hat sowohl Misshandlungen durch den Vater erleben müssen, welche sie bis heute ausgesetzt ist, als auch durch die Pflegefamilie. Sie wurde im Gesicht verbrannt, blaue Flecken musste ich feststellen und einen abgebrochenen Zahn. Ich habe seit einem halben Jahr meine kleine Tochter nicht mehr sehen dürfen. Wie sie trotz ihrem jungen Alter immer wieder den Wunsch äußerte, nach Hause zu wollen, was laut dem Gutachter im Alter von 4 Jahren nicht zu respektieren sein soll. Die große Schwester und die Großeltern mütterlicherseits durfte sie seit der Inobhutnahme nie wieder sehen. Mich soll sie vergessen, so wie alle Kinder ihre Eltern in Deutschland. Thank you so much. I would like to give the floor now to Mrs. Mihaela Seiler. She's a Romanian. She lived in Germany. She had 2 wonderful kids, and unfortunately, the youngest daughter was abducted by Jugendamt in 2021, and she barely had a chance since then, for over 2 years now, to see her, to hug her, to love her, and to talk to her. So I would like to give her the floor. She will share some thoughts with us in Romanian. Stimați membri ai Comisiei BETI, numele meu este Mihaela Zaidar și sunt mama a 2 minunați copii, Andrei Alexandru și Pia Sofia. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați aplicat asupra petițiilor privind abuzurile Jugendamt din Germania, eu fiind una dintre mamele despre la care se face referire în petiție și a cărui copil a fost abuziv luată de către Jugendamt. Pia, așa o chema pe fetița mea. S-a născut pe data de 6 noiembrie 2013 și a fost un copil fericit. S-a bucurat de toată dragostea pe care o mamă o poate da și oferi propriului copil. Studia cursurile de vioară, școala de balet, avea meditatori acasă, mergeam împreună în vacanțe, eram înconjurat de foarte mulți prieteni, pe scurt învăța și se juca și era foarte fericită alături de familia ei. Din nefericire, la data de 10 martie 2021, această fericire i-a fost frântă când un angajat al acestei instituții Jugendamt a mers la școală și efectiv a răpit-o pe Pia din sala de clasă, din mijlocul colegilor ei. Aceasta în contextul în care Curtea Regională Superioară din Freiburg, Germania, a stabilit că fetița trebuie să rămână alături de mămică și de frățior. Și nu doar Curtea Regională Superioară, ci chiar și angajații acestei instituții și cea care a apărat drepturile, avocata copilului. Au trecut mai bine de 2 ani de zile de când fiica mea a fost instituționalizată.
Primele întâlniri cu fiica mea, după ce mi-a fost luată, au început la o distanță de 4 luni de zile. Fără a mi se permite să vorbesc în limba română, fără a mi se permite să-mi îmbrățișez copilul și mai ales să nu-i pot explica situația prin care trecem. Aceste lucruri fiind total interzise de către Jugendamt. Ca să aveți idee despre gravitatea abuzului în cazul meu, personal lucrez într-o grădiniță unde am grijă de peste 20 de copii, care sunt de vârsta fiicei mele. Din păcate, cazul meu nu este unul singular. Sunt multe familii, mai ales familii non-germane, având copii preluați abuziv de către Jugendamt. Suntem sute, mii de astfel de cazuri. Iar în acest moment mă aflu aici, în fața dumneavoastră, ca să vorbesc în numele tuturor părinților, tuturor copilașilor luați abuziv de această instituție Jugendamt. Este uman și natural ca un copil să fie crescut de proprii părinți, aceasta fiind regula și nu excepția. Ajutați-ne să ne luăm copiii înapoi. Parlamentul European trebuie să închidă ochii la astfel de abuzuri ale acestei instituții numite Jugendamt, până când acestea nu vor înceta. Iar nicio altă familie nu-și va mai vedea niciodată copilul preluat abuziv de către stat. Astăzi am participat la această ședință unde s-a votat petiția aceasta. Sunt oarecum tristă, este o zi lungă, o zi obositoare pentru noi toți de altfel. Sunt oarecum descurajată, să spun, pentru că cei care ar fi trebuit să vadă dincolo de orice aparențe și nu să ne dea dreptate, ci să vadă adevărul din documentația și actele pe care noi le-am prezentat, atât dumnealor, cât și celor care luptă alături de noi, sunt hotărâși judecătorești care confirmă aceste abuzuri. Nu doar în cazul situației noastre, cât mai exact în toate cazurile. Aș fi avut, nu știu, cred eu, am avut foarte mare așteptări. De ce? Pentru că acești oameni decid, dumneavoastră în special, decideți soarta noastră a copiilor noștri și sunt extrem de tristă și consternată de ceea ce mi-a fost dat astăzi să văd. Pentru că mi-a fost dat să aud aceste amendamente care, efectiv, amendamente bune, amendamente care ar fi trebuit să scoată la lumină toate aceste abuzuri și aceste amendamente au fost, efectiv, respinse. Vă mulțumesc! Thank you. If there are any questions for my colleague, Cosmo Avdotovsky, Herr Cosma Slotowski, eine Frage für die heutige Abstimmung in der Kommission. Was meinen Sie, war das eine politische Abstimmung oder es war wirklich eine Freientscheidung der jeder einzelnen Abgeordneten in der Kommission? Beides. Beides. Aber natürlich so ist es, dass die Mehrheit ist, die politische Mehrheit in der Kommission, in diesem Ausschuss ist so, wie es ist. Und das ist auch jedes Mal dasselbe. Das heißt, diese Kommission geht nach Deutschland und sieht, dass alles okay ist, kommt zurück und stimmt ab. Aber es gibt diese Änderungen. Also diese Versuche, die zeigen, dass wir die Wahrheit zeigen wollten. Aber die Mehrheit ist die Mehrheit. So ist es. Aber man muss ja sagen, dass das ist eine große Sache in Deutschland. Und die muss irgendwie und irgendwann geändert werden. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem nicht nur der polnischen, der rumänischen Seite, aber auch der französischen oder italienischen. Immer wieder, wenn ein Streit um das Kind hat, gewinnt der Deutsche oder die Deutsche.
Ich habe eine Frage, und zwar, was vermuten Sie von Ihrer Seite oder vielleicht die Frau Anna Weber, habt ihr Erfahrung, dass andere polnische Familien auch Probleme haben? Sie mehrere oder ist das ein Einzelfall? Yes. Ja, das sind mehrere Probleme, das hören wir auch in Kuhn so, und wir haben Interventionen. Wir als Abgeordneten, wir haben Interventionen von Leuten, die so die jungen Mütter gemacht haben. Genau. Eine Frage für Herr Christian Terhersch, und weiter bin ich Donald Terhersch. Este, astăzi s-a votat într-un fel pentru rezoluție, dar contra, cred că, 3 sferturi din amendamente, sau poate 90% din amendamente, nu au fost acceptate. Ce părere aveți? Pentru că, după cum am observat, au fost unele amendamente în care a fost pusă întrebarea dacă copilul aparține statului sau este într-adevăr al părinților. Ei sunt cei responsabili pentru. Și acolo am înțeles că s-a votat total contra. Adică este a statului, putem spune. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Exact cum a spus și colegul Cosma Zlotovski. Din păcate, atunci când această misiune de verificare la fața locului sau de informare la fața locului din Comisia PETI s-a dus în Germania, absolut nicio autoritate din Germania n-a fost anunțată cum se cuvine și această misiune nu a fost pregătită așa cum se cuvine. El spunea că atunci când s-a dus acolo, a fost primit, de fapt, ca și cum ar fi niște reporteri care au venit să fotografe, mai precis, să facă poze la clădire. Când, de fapt, ei au mers cu alt scop acolo. Scopul a fost că, în spatele fiecărei petiții, și exact cum s-a spus, vorbim de zeci, sute, poate nu, dacă nu mii, este exact o astfel de dramă. Exact cum vedeți aici. Din păcate, alături de noi sunt doar două mame, dintre multele, care au petiționat Parlamentul European în așteptarea și în speranța că va fi cineva aici care să le audă cauza, să le asculte plânsul, suspinul și strigătul pentru dreptate, cum și la urma omului. Iar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nici când au mers efectiv în misiunea din Germania și nu s-a întâmplat nici acum. Pentru că la final s-a făcut un draft de raport după această misiune, la care toți colegii din Comisia PETI puteam interveni cu amendamente. În cazul meu și al colegului Cosma, am introdus o serie de amendamente pe baza realităților pe care le-am cunoscut din petițiile și din plângerile și din e-mail-urile pe care le-am primit din partea cetățenilor români, în cazul meu, polonezi, în cazul colegului. A fost șocant și pentru mine să văd azi că amendamentele propuse, care de fapt ar fi întărit faptul că copilul trebuie să se bucure de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, că un copil normal, natural, legal, trebuie să fie crescut de către părinți, că părinții pot dispune cu foarte multe lucruri cu privire la proprii copii, toate lucrurile acestea au fost respinse. Și vorbesc de respinse în masă, una după alta. Oricând vezi genul acesta de vot, care clar a fost vot politic. Ce înseamnă vot politic pentru cine ne ascultă și poate nu înțelege? Adică ți se dă ordine. Nu contează că cauza respectivă sau amendamentul respectiv ar fi bun sau n-ar fi bun. Votez contra pentru că așa ți se spune politic. Eu am avut o discuție înainte, că așa e, nu ai curtoazie și vrei să fii ok. I-am spus președintei Comisiei PETI înainte, zic, uite, când se începe sesiunea, voi cere ca una dintre mamele care vor fi prezente la votul pe acest raport, pentru că au fost mai multe mame în sală, doar doamna Mihaela e româncă, restul, mă rog, sunt poloneze sau din Germania. Și zic, vreau cel puțin unea să-i dai dreptul să adreseze comisia înainte de vot. Și mi-a spus, zice, dacă fac așa ceva, mă omoară grupul. Sau celălalt grup. Zic, auzi, nu-i vorba despre o chestiune politică aici. Zic, ești mamă și știi ce înseamnă, zic, ca statul, Doamne, trebuie să-ți ia propriul tău copil. Și a făcut așa. Zic, ok. Zic, eu voi cere și justifică-te tu, zic, de ce refuz cel puțin unea dintre aceste mame să spună punctul de vedere. Încă nu s-a publicat modul cum a votat fiecare membru a Comisiei PETI, în momentul în care va fi votul tot public, cum a votat fiecare individual, pentru că face și eu public, ca românii să înțeleagă și Europa să înțeleagă cine
și cum le apără să nu drepturile în parametrul european. Apropo de statistică, țin minte că și în 2018 parcă a fost un amendament aici în Parlamentul European contra Germaniei și Jugendamtului și chiar și atunci se vorbea că nu există o statistică. Există la ora actuală o statistică. După 4 ani de zile, ați aflat ceva, știți cumva? În 2018 a fost o rezoluție a Parlamentului European votată de plen. Deci a avut o putere mult mai mare decât acest raport care a fost votat doar într-o comisie, care e doar o parte din membrii Parlamentului European. În 2018, atunci se spusese că, în urma multiplor plitiții și plângeri, nu există o situație statistică clară câte dintre familiile de la care s-au luat copii de către Jugendamt, cel puțin un părinte ar fi non-german. Aia a fost în 2018. Una dintre recomandările acelei rezoluții a fost ca să se creeze un sistem de tractability, spune, ca să vezi exact, ok, cine e cu mâini și câte dintre deciziile Jugendamt de preluare abuzivă a copiilor au fost anulate de instanță. Nici până astăzi, în 2023, nu există o astfel de statistică, ceea ce este o problemă. Am propus un astfel de amendament unde am reiterat faptul că trebuie oferit o astfel de statistică, a fost respins. Aș avea o întrebare, domnul Teahiaș, dacă ar trebui ca în raportul de apărare a statului de drept, Jugendamtul să apară în partea Germaniei, adică Germania să apară. Ce părere aveți? Până acum au fost și România, au fost în tot felul de rapoarte, dar Germania nici unde. Credeți că punctul ăsta ar trebui să apară în Germania? România a fost monitorizat până acum în cadrul mecanismului de recuperare și verificare a statului MCV, care a fost finalizat, sperăm. Așa se spune anul. Însă există la nivel european un nou mecanism de supraveghere a statului de drept și fiecare țară este monitorizată în funcție de o serie de parametri. Și am cerut într-un astfel de amendament ca Germania să fie monitorizată în cadrul acestui mecanism al statului de drept, în linia la respectarea drepturilor copiilor, și acest amendament a fost respins. Vă mulțumesc mult. Aș avea o întrebare la doamna Zeiler. Doamna Zeiler, a spus că, dacă am înțeles bine, că lucrați acum în sistemul cu copii, adică în grădinițe. Deci, statul german sau prin instanță, prin Jugendamt, a decis că dumneavoastră nu sunteți aptă să fiți mamă în final, că de-aia vi s-a luat copilul, dar vă lasă să aveți grijă de câți copii în grădinița aia. Sunt 20 de copii. Deci de 20 de copii a străinilor aveți dreptul să îi creșteți, să aveți grijă de ei, dar pe dumneavoastră nu. Interesantă variantă. Da, copilașii sunt chiar de vârsta fetiței mele la momentul în care a fost instituționalizată și aceasta este decizia dumnealor, deci prin stat. Eu lucrez, sunt angajată la stat, lucrez la stat, am grijă de... lucrez într-o grădiniță. Thank you so much. I would like to have a last comment, because I was paying close attention to everything that was said. And she said that she kind of feels disappointed after the vote that happened today in the COVID committee. And I'm looking at you and I'm telling you, you should not be disappointed. You should be proud. Not you, but all of you. You as well. Because you are strong mothers who are fighting like lions for your kids. The whole Europe should be proud of you. And the fact that this is happening to you is not fair and is not right. And the reason why we are here is to make sure and to emphasize that we are here to fight for you and we will fight for you. But it's important for all the European families to look at these two mothers, strong mothers. There are some others in the room that if not today, maybe tomorrow, you could be in their situation. This is the reason why you have to elect. Next year, during the Europarlamentarian elections, members of the European Parliament who are fighting for you and defending your rights and your families and who are not playing politics with your kids. Thank you. Thank you.